el analize după a internat prin 4 zile. Tot agresați, că doar știți bine că îl primesc. Sunt de la 8. Știu că sunteți de la 8, de la 8, avem tot timpul ortopedie înăuntru. Înțelegeți? Mm-hmm. Nu pot să vă bag peste alt pacient de ortopedie. Foarte frumos, dacă nu putem timp, nu și nu scoate afară. Ați văzut de ce ai o trecută la caricul aveți salarii, har Domnului, super, super salarii. Ne zbatem să facem un compartiment cupu cum rar există într-un județ, cum rar este într-un județ, iar modul în care dumneavoastră, o parte, nu știu, nu zic, ce nu zic de mă, cum vă comportați cu oamenii, nu este corect de mine. Pentru asta voi lua cele mai drastice măsuri lume. Am stat 45 de minute, m-am pus pe un scaun să nu stau acolo în afară, m-am pus pe un scaun, erau două scaune aici în față. M-am pus pe un scaun să văd tot, mă întreabă cineva dacă mor sau nu mor. Nu m-a întrebat nimeni. Până când a venit doamna și mi-a ridicat, ce-i cu tine? A venit și o asistentă la mine și mă zic, mi-este foarte rău, nu am fișe, dar nu mai pot să stau pe picioare. Nu m-a mai întrebat nimeni până când ați venit dumneavoastră. Dar am ieșit, aveam pacient în urmă de oră și jumătate, aveam ortopedia, domnule președinte. Dar ați văzut că înăuntru este ortopedia, nu pot intra pacient peste pacient. Nu asta.
noastră. Există niște paturi libere pe care un om care este foarte rău îl luați și îl întindeți pe un pat. Cât de cât. Că moare pe scaunul ăla. Moare pe scaunul ăla. Și să nu-i permitem, să nu-i permitem însoțitorului, măcar să stea de vorbă cu el, sau să-i dea un pahar de apă și îl scoate cu atâta nonșalanță și așa cu nesimțire, îl scoate unul cât ușa, îl scoate afară. Nu-i corect, nu-i corect, dragii mei. Adică vă rog să, chiar să vă respect și toată stima pentru dumneavoastră. Dacă așa am primit semnalul, am ieșit afară. Am spus foarte corect. Sunt atât de bolnav încât nu pot să merg să-mi fac fișe. N-am pe nimeni cu mine. Am precizat și asta, că n-am însoțitor cu mine. Mă, măcar să fi văzut, mă, ăsta n-are și moare pe scaunul ăsta, ci lângă ușa de intrare la urgență. Dar modul în care se vorbește despre upul de eva este inadmisibil și eu nu voi mai accepta treaba asta. Nu voi mai accepta treaba asta. E bine? Modul în care se vorbește, modul în care sunt reclamații la, despre cupul de Eva, nu mai putem accepta treaba asta. Ori ne schimbăm, ori plecăm. Sunt două variante.